Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, vă spune Alexandra Vasile, ne aflăm la școala de dans White Feathers din Constanța, by Roxana Gurău, de la care vrem să aflăm care este povestea acestei școli, ce se întâmplă aici, ce proiecte frumoase are în desfășurare, despre trupa de dans. Știm că ați reușit să obțineți foarte multe premii și am vrea să vorbim pe larg despre toate acestea și vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre. Mulțumesc și eu! În primul rând, bine ați venit la școala noastră de dans, White Feathers. Eu sunt Roxana Gurău, sunt manager și instructor coreograf atestat al acestei școli minunate. Știm că în spatele oricărui proiect de succes există și o poveste frumoasă și am vrea să ne spuneți în câteva cuvinte care este, practic, istoria acestei școli, și acestei trupe de dans și cum a luat naștere totul. Bun, acum 3 ani a luat naștere această școală de dans și, nu în ultimul rând, și echipa de dansatori profesioniști pentru evenimente White Feather Show. Acum 3 ani, când m-am decis să-mi deschid propriul meu business, să aduc o amploare în Constanța, să deschid o școală de dans, nu numai câteva cursuri, să aduc mai mulți instructori atestați și să creăm așa o comunitate frumoasă. Povestiți-mi puțin despre felul în care a prins culoare dansul în viața dumneavoastră. Când ați început să dansați și ce v-a atras la început? Acum 18 ani de zile am început să dansez, m-am înscris la cursuri de dans și am început așa cu pași mărunți să merg la cursuri, să-mi placă, să am spectacole, să am concursuri, să-mi placă mai mult pe scenă. Bun. La vârsta de 16 ani, m-am decis să devin instructor. Mi-a venit această idee de a deveni instructor. Ulterior, eu eram și la Colegiul Național de Arte Regina Maria, unde am terminat studiile de balet clasic, unde de asemenea mi-am luat și atestatul de balerin și coreograf. Apoi, nu m-am oprit. Am urmat și studiile facultății de arte la Facultatea Ovidius din Constanța, apoi masterul, master de actorie, până am deschis această școală. Deci ne-am dorit să lucrez din toate punctele de vedere, mai ales pe planul acesta profesional. Bun, revenim. Am început să dansez acum 18 ani, adică la vârsta de 11 ani. Eram un simplu elev, cursant într-o școală de dans. Mi-a plăcut atât de mult încât mi-am dorit de mică să am propria mea activitate, să pot să-i învăț și pe ceilalți și să le transmit bucuria mea de a dansa, deoarece atunci când dansez mă simt liberă, simt că mă exprim cu adevărat. Sportul pe care le promovați dumneavoastră este cu totul altfel. Cum se desfășoară orele în această școală și cum reușiți să ajungeți la performanță? Pentru că, așa cum spuneam, ați reușit să obțineți foarte multe premii și nu sunt puține. Da, nu sunt puține, sunt într-un număr foarte mare. Participăm des la competiții, câștigăm foarte multe premii. Doar ce ne-am întors din Bulgaria, de la un concurs internațional, unde am câștigat 7 premii, printre care și premii de locul întâi, bineînțeles. Urmează acum un concurs, de fapt 2 concursuri, naționale aici în Constanța, unde am pregătit 35 de dansuri. Deci nu este ușor. Acum, școala noastră de dans oferă servicii de calitate superioară. Nu ne axăm doar pe un nivel, nivelul de începător, ci avem nivel începător, intermediar și avansat. Bun. Apoi, avem clase de copilași, de la 3 anișori, până la clase de adulți. Adulții care vin să facă întreținere fizică prin dans, care vin la pilates, vin la fitness, vin la dansul latino, de grup, solo, individual, cum doresc, sau copilași care vin, bineînțeles, de la 3 anișori la cursurile de ballet, mini street, dans latino și toate cele pe care le mai avem. Deci suntem o școală de dans complexă, care oferim cursuri și de dans și de întreținere fizică pentru toate vârstele. Ce schimbări sau ce sacrificii
sunt necesare în viața unei persoane pentru a beneficia de rezultatele mult așteptate, pentru că discutăm despre dansatori profesioniști și atunci, cu siguranță, și timpul lor, nu, este canalizat în multă muncă, multă repetiție. În primul rând, pentru a fi un profesionist, trebuie să fii disciplinat. Dansul te ajută la disciplină. Te ajută să înțelegi ce înseamnă performanța, te ajută să fii un om muncitor, deoarece pentru aceste rezultate foarte mari trebuie să muncești cu adevărat, să stai câteva ore bune în sală pentru repetiție și să fii perseverent, ambițios, să nu te lași niciodată bătut. Am mers la un concurs, am luat locul 2 sau 3. Nu contează, nu s-a oprit aici. Noi mergem mai departe, noi muncim mai mult, performanța începe atunci când mai poți. Și bineînțeles că ne depășim limitele, pentru că asta este cel mai important. Cineva a fost mentor, cineva a îndrumat să transformați această pasiune într-o școală de dansuri? De-a lungul anilor, de când dansez, am avut foarte, foarte multe persoane care m-au îndrumat. Persoane profesioniste, bineînțeles, de la care m-am inspirat, persoane care, cărora le mulțumesc pentru atenția și pentru tot ceea ce am învățat de la ele. Și am urmat foarte multe studii, workshop-uri internaționale, mă duceam în țări, diverse țări, la diverse tabere de dans, în diverse ore, pentru a învăța mai multe, pentru a ști cât de multe, să acumulez mai multe informație, da? Să-i învăț pe ceilalți. Deci nu pot să spun că am avut doar o singură persoană care m-a ghidat, pentru că eu, de-a cursul acestor ani, nu am dansat doar cu o singură persoană, sau nu am învățat dans de la o singură persoană. La liceu de arte am avut peste 10 profesoare de balet. La facultate, în fosta mea trupă de dans, bineînțeles, am avut mai mulți profesori. Toți au contribuit la dezvoltarea mea artistică și le mulțumesc cu drag pentru ceea ce sunt astăzi. Vorbiți-mi puțin despre școala pe care o menegeriați. Nu ține doar cursuri de dans, lecții de dans, ci creăm evenimente personale, originale. De exemplu, urmează, acum în luna mai, pe data de 28 mai, un spectacol de dans teatru, intitulat 101 Dalmatiei. Regia și coreografia este făcută de noi, instructorii acestei școli de dans, în principal de mine, de colegele mele Adela Hașcu, Florentina Ilie și de Piciu Aliu. Suntem instructori coregrafi atestați și am contribuit la crearea unui eveniment artistic deosebit. De ce spun deosebit? Deoarece nu este ușor să lucrăm cu 120 de dansatori ai acestui spectacol. Va fi un spectacol complex, deoarece nu avem doar un stil de dans în acest teatru dans, și sunt peste 5 stiluri, de la street dance, ballet, dans contemporan, latino, jive. Biletele se pot găsi și pe platforma online Ia Bilet sau și în ziua spectacolului de la teatru. Vă invităm cu mare drag pe pagina școlii să vedeți mai multe despre acest eveniment. Nu ne oprim aici. Am creat anul trecut, la fel, un spectacol marca White Feathers, un spectacol al Esențiala Minunilor. La fel, este un spectacol de dans teatru. De data aceasta au fost 80 de dansatori. A avut un succes foarte mare, deoarece l-am dansat de 4 ori, cu sala full. Da? Deci biletele sold out, a avut un mare succes și vrem să ne axăm pe spectacole educative. Spuneți-mi despre spectacolul 101 Dalmațieni. Cum au decurs pregătirile, fiind 101 copii? Da, 120 de dansatori, 101 dalmațieni, da? 120 de copii, adică da. Unde ați reușit să faceți repetițiile? În ce sală? Bun, i-am chemat pe toți, repetițiile au fost ținute doar la școala noastră de dans, însă pe rând i-am chemat practic pe grupe, pentru că lucrăm și noi pe grupe, lucrăm organizat. Suntem foarte organizați când vine vorba de crearea unui spectacol și doar practic la final, când dăm jumuri, așa se numesc, când facem repetiția generală, doar atunci îi chemăm pe toți. Dar ne-am organizat foarte bine.
Au emoții? Au foarte multe emoții și au pregătit de asemenea costumele. Costumele sunt minunate, avem exact costumele din povestea reală. Fiecare are un rol bine definit. Sunt 10 soliști principali, sunt grupe de ansamblu, grupe de trio, 4. Este extraordinar spectacol. Abia așteptăm, sunt foarte entuziasmată și abia așteptăm să dansăm. Ce urmează după acest eveniment grandios? După acest eveniment urmează un spectacol și mai grandios, bineînțeles. Este vorba despre spectacolul nostru de gală, un spectacol coreografic cu mai mulți dansatori, în jur de 300, da, pe care la fel îl pregătim de pe acum, da, se fac pregătiri cu cel puțin 5 luni înainte. Este vorba despre spectacolul școlii, practic toți cursanții de la 5 până la cei mărișori vor dansa mai multe stiluri, fiecare stilul și dansul pe care l-au învățat la curs. Câtă muncă este în spatele unui astfel de spectacol? Păi se lucrează în primul rând în fiecare zi. Noi nu avem o zi liberă. Aici se lucrează în fiecare zi câte 5-8 ore. Care este deviza dumneavoastră? În primul rând să creștem din ce în ce mai frumos, să oferim celorlalți din jur, cursanților care depășesc pragul, o calitate, o altfel de, un altfel de curs, un altfel de fitness, de exemplu, să le insuflăm și pasiunea de a dansa, pentru că, uitați, vin copilași micuți care devin profesioniști. Deci le insuflăm și treaba aceasta. Și să fim din ce în ce mai buni, să ne depășim limitele și să oferim servicii de calitate superioară în continuare. Ce doriți să transmiteți tuturor celor care ne privesc acum? Să le transmit că sportul, în general, este foarte important în viața de zi cu zi. Să fiecare persoană să facă sport cât mai des, pentru că înseamnă sănătate în primul rând. Fiecare ce se dorește, ce tip de sport dorește, întreținere fizică, dans, fotbal, karate, alergare, ce doresc, însă să nu renunțe la treaba aceasta. Și dacă aveți un vis, să mergeți până la capăt și să-l îndepliniți. În primul rând să credeți în tot ceea ce doriți să deveniți. Observăm foarte multe trofee. Vorbiți-mi puțin despre ele, vă rog. Sigur, am să vorbesc prima dată de ultimele trofee pe care le-am câștigat. Sunt acestea două. Sunt trofee de la concursul internațional din Bulgaria. Sunt trofee de locul întâi, bineînțeles, cu trupa de balet și trupa de dans contemporan. Apoi cele de la Dance Star, tot de locul întâi. Avem două. Avem Black Swan, la care mergem mereu și acum luna aprilie, la sfârșit, vom dansa din nou la Black Swan cu 17 momente artistice. Sperăm să câștigăm 17 premii. Bun, toate sunt câștigate de-a lungul anilor, în 3 ani chiar, de-a lungul anilor. Sunt doar 3. Bun, alte concursuri, Black Seed Star. Ia să vedem, Alexis On Tour este la fel un spectacol și un concurs extraordinar. Sensation Best București, acesta, dar din 2023, de la All Style din București. La fel, Black Swan, Stelele Aurii, este un festivalul în care vine mereu în Constanța. Sunt foarte, foarte multe premii. Star Revolution. Care trofeu a fost obținut cel mai greu prin cea mai multă muncă și care este cel mai drag sufletului dumneavoastră? Dacă stăm bine și ne gândim, toate trofeele au avut la bază foarte multe ore de antrenament și foarte multă disciplină, dedicare, ambiție și așa mai departe. Dar un trofeu pe care vi l-ați dorit și ați reușit să-l obțineți? Cred că sunt trofeele internaționale, deoarece este alt nivel, vin din mai multe țări și este mult mai dificil să câștigi un premiu atunci când mergi la un concurs internațional. Cred că toate trofeele din Bulgaria, de exemplu, de la concursurile internaționale. Concursuri internaționale anul acesta, ce include agenda? Da, vrem să mergem în toamnă. Sunt concursuri în Italia,
și am dorit să încercăm și acolo. În anii precedenți am fost și la un concurs în Italia și am câștigat, bineînțeles, locul întâi acolo, deoarece am câștigat și o bursă, a fost și cu workshop-uri, acolo a fost așa o tabără cu workshop-uri, a fost o experiență extraordinară, dar ne-a rămas o amintire foarte frumoasă. Și o veți repeta. Și vrem exact să repetăm, bineînțeles, să mergem cu mai mulți elevi de data aceasta. Și să venim și cu mai multe premii. Categoric. Ce mesaj doriți să transmiteți tuturor dansatorilor din trupa pe care o reprezentați? Un mesaj pentru dansatorii mei, practic. Păi să rămână la fel de extraordinar cum sunt, pentru că sunt niște dansatori dedicați, prieteni, nu numai cursanți sau... Sunt în primul rând prieteni, pentru că noi suntem și prieteni, nu suntem doar profesor-elev. Noi ținem foarte mult unul la celălalt și să rămână dedicați și pasionați. Vreau să-mi spuneți care sunt beneficiile practicării acestui sport. Beneficiile sunt multiple. În primul rând, beneficii pe plan fizic și pe plan emoțional sunt multiple în funcție de ce stil alege. De exemplu, la balet învățăm să avem o postură frumoasă, grațioasă, corectă, să avem un mers elegant și frumos. La celelalte stiluri de dans învățăm să avem încredere în noi mai multă, să fim mai hotărâți în ceea ce privesc și celelalte activități. La fitness, pilatesul care corectează orice greșeală sau orice durere o avem, la fitness ne tonifiem, slăbim, facem mușchi, ne formăm un corp frumos și sănătos. Bineînțeles că beneficii sunt foarte multe, important este să le înțelegem și să nu renunțăm la sport, bineînțeles. Plus alimentație corectă. Vin bebeluși, ca așa le spun eu, bebeluși la cursurile de balet. Noi inițial înscriem la vârsta de 3 anișori, însă sunt impresionată că se înscriu micuțe care au 2 ani și 10 luni, 2 ani și 9 luni micuțe, care sunt foarte receptive, care sunt cumiți, nu plâng după părinți, învață foarte repede, sunt ascultătoare și bineînțeles că le primim. Avem copilași mai micuți, ascultători, decât copilașii mai măricei. Deși da. Ne gândim că un copil mic nu are plânge, răbdare. Exact, nu stă fără, nu are răbdare, dar... Din potrivă, părinții îi cheamă la fără 10 când se termină cursul, îi cheamă la recepție sau în vestiar și ei mai vor, aleargă prin sală, că ei vor dansi, ei vor se ducă și la celălalt curs, la mini street, la latino. Deci nu mai pleacă de aici, sunt extraordinari, îi adorăm pe efectiv. Am fost premiați de la Șemi Educației pentru 2024 ca având un statut foarte mare în orașul Constanța, un aport de 9,3 din 10 puncte. Ce înseamnă acest lucru? Practic, opinia clienților noștri pe platformele noastre online de socializare, Instagram, Facebook, au fost foarte bune și de aceea am primit câteva cadouri. Acum cu dumneavoastră am primit și sunt entuziasmată și aș vrea puțin să facem un unboxing. Ia să vedem această diplomă. Am primit de asemenea și un trofeu. Un trofeu care arată în felul acesta. Frumos. Laureatul concursului Industria Șoimii Educației. Și mai avem aici câteva lucruri. Cred că acestea sunt pentru perete. Șoimii Educației. De asemenea, am primit și în 2022. La fel, am fost premiați de la Șoimii Educației, ca fiind un punctaj, având un punctaj foarte mare pe rețelele de socializare.